În cadrul comandamentului de astăzi, 15 iulie, primarul Ion Lungu a verificat împreună cu reprezentanții firmei Pfeiffer situația în care se află străzile în șantier din oraș. Se pare că acestea sunt din nou în întârziere, fapt datorat ploilor abundente ce au avut loc săptămâna trecută, a declarat edilul șef. Acesta a mai precizat că asfaltările străzilor nu vor putea fi făcute cu finanțări de la primărie, deoarece nu există un buget care să susțină toate cheltuielile ce le implică această procedură. Așa cum am spus, m-am bucurat în prima fază că era cap de listă în ordine alfabetică, strada Aurel Laicu, din păcate, nu este finalizată, este reportată la străzi pentru predare. Mai este acolo decoborât un cămin divan, o lucrare, sigur, care spun construcții, poate dura o săptămână, dar foarte importantă pentru primărie, așa cum am promis acei oameni de acolo, vrem în această vară să asfaltăm strada Aurel Laicu. La fel sunt alte categorii de străzi destul de importante. Și aici m-aș referi la străzile din Ițcani, două străzi, Aron, Pumnul și Biruinței, unde lucrările sunt gata. Discutăm de aducerea la starea inițială a acestor străzi. Sunt două străduțe foarte importante pe care se circulă foarte mult, fac legătura între Burdujeni și Ițcani. De asemenea, la fel două străzi sunt importante, Iacob Zadic și Grigore Antipa, care la fel sunt finalizate ca și lucrări, urmează să fie finalizate din punctul de aducere la starea inițială. Lucrurile s-au mișcat puțin mai bine, dar sunt străzi care trebuie finalizate de mult timp și aici mă refer zona piața Petru Rariș, zona piață, de asemenea ceva în zona Zamca, sunt la fel în Ițcani, așa cum spuneam, strada Zefirului, unde trebuie făcut o subtraversare pe strada Grigore Alexandru Ghica, sunt lucrări care trebuie accelerate. S-a lucrat puțin mai bine, dar eu insist în continuare la constructori să se mobilizeze în aceste luni de vară. Sigur că am avut acest ghinion în ultimele zile, ultima săptămână, au fost acele ploi abundente și atunci când discutăm de apă și canalizare, este clar că nu este eficiență. Șanțurile care sunt făcute pentru a se băga conductele, se umplu de apă, se dărâmă malurile, știm aceste lucruri, dar una peste alta trebuie să mergem înainte și pun în continuare presiune pe constructori ca în aceste două luni de zile să putem finaliza cât mai multe străzi, să le dăm în folosință, să eliminăm acel disconfort. Discutăm aici de sala de Poulul din Ițcani, unde cred că oamenii de acolo sunt în stare să renunță la apă și la canalizare, sunt deranjați de 6 luni de zile. Este drept că se lucrează în condiții de adâncimi la 4, 5, 6 metri, dar asta nu e o scuză, trebuie să facem tot posibil să ieșim cât mai repede pe stradă, pentru că strada este afectată circulației, fiind închisă parțial pe anumite porțiuni și este clar că oamenii au un confort în ceea ce privește circulația pe stradă, ieșirea din corți rămâne în continuare valabil să punem presiune pe constructori să miște mai repede, mai ales, repet, într-o anumită logică, în această perioadă de vară, lucrările ar trebui să meargă mult mai bine. Străzile care vor fi predate sau au fost predate vor fi asfaltate de primărie? Cu siguranță asta ne dorim, aș vrea ca mâine să asfaltăm toate străzile. Din păcate, ca și la primărie, ca și la cetățenii acasă. Nu avem bani suficienți și nu, dar vreau să aduc aminte, avem încasat și noi 500 de miliarde de la populație, de la agenții economici. Mâine aș vrea să facem aceste străzi noi, din păcate nu sunt bani pentru toate. Este evident că, așa cum am spus totdeauna, străzile mai importante care adună fluxuri de circulație vor fi asfaltate pe banii primăriei sau mai mult decât atât dacă vom putea pune un proiect pe fonduri europene. Deocamdată contractul cadru pentru perioada 2014-2020 nu este acceptat la Bruxelles, nu este negociat. Vedem clar ce măsuri acolo sunt, cum se pot lua banii, pe ce axe, ghidul solicitantului și celelalte documente care trebuie completate. Mi-aș dori să mai putem, eu știu, asfalta o serie de străzi în cartierele, în mod special Ițcani și Burdujeni Sat, așa cum am mai făcut pe celălalt proiect. Asta este singura soluție. Din păcate, din banii sucevenilor nu ne ajung acești bani pentru asfaltatul străzilor și este doar o constatare. Sigur că este o criză economică, oamenii au o capacitate de plată redusă. Avem la ora actuală, așa cum am spus, din casat 500 de miliarde la primărie. Închipuiți-vă ce am face dacă am avea acești bani mâine. Din păcate, nu e așa. Se preconizează că până la sfârșitul verii lucrările vor fi gata, mai ales că vremea pare să confirme acest lucru, fapt benefic pentru muncitorii ce vor putea efectua lucrările în timp util.